obligativității universităților de a evalua toate diplomele de doctorat din 1990 până în 2016. De-abia a apărut ordinul de ministru, o să vă spun câteva lucruri dacă doriți, și, sau propunerea de ordinul de ministru. În primul rând, inițiativa nu era faptul că se întinde până în 1990, complică mult lucrurile. Nu poți să zici că nu trebuie să facem nimic în sensul acesta. Pe de altă parte, cred că sunt câteva lucruri care trebuie clarificate. Nu văd de ce, de exemplu, tezele care au fost publicate integral, sub formă de carte, ar mai trebui verificate. Cred, de asemenea, că trebuie să facem o ierarhie, pentru că nu le putem verifica pe toate și nu le putem scana pe toate. Și anume, să începem cu cele pentru care există suspiciuni și există o sesizare de plagiat. Și după aceea să începem în ordine cronologică invers, adică cu cele mai recente, terminând când s-o putea cu cele din anii 90. Deci o să dezbatem în interiorul universității și o să vedem care vor fi modalitățile concrete de implementare. Repet, cred că trebuie să le dăm posibilitatea oamenilor să-și publice lucrările, acesta ar fi scopul, cât mai mult să-și publice tezele de doctorat, și ele fiind publice, nu trebuie să le mai punem noi pe un site sau altul. Dar cât ar dura procesul acesta de digitalizare? Vedem că Ministerul vrea să aloce 25 de milioane de lei pentru procesul acesta de trecere din format letric în format electronic. Da. Ar dura destul de mult timp? Probabil, o să calculăm. Universitățile mari, care au și multe teze de doctorat, mai au ceva sisteme, de exemplu au edituri care pot să facă într-o anumită măsură digitalizare, dar probabil va fi nevoie de tehnologie, mai multe de resurse umane noi și de un sistem prin care să digitalizăm cât mai multe dintre aceste teze. Atenție! Dacă n-au fost publicate, pentru că o carte publicată nu poți să o mai pui și tu în format electronic la dispoziția tuturor, și doi, după ce autorii au avut posibilitatea să și le publice. Adică cel puțin 2 ani ar trebui să aibă la dispoziție, după părerea mea, pentru a le publica. Da, înțeleg că problemele nu sunt cu cele mai recente. Câte teze de doctorat sunt între această perioadă la Universitatea din București? Nu știu, n-am luat cifra asta, dar sunt foarte multe. Probabil Universitatea din București are cele mai multe, pentru că numărul de doctoranți la universitate în primele decenii era cel mai mare la Universitatea din București, probabil noi avem ca număr cele mai multe. Dar, repet, multe sunt deja publicate și ele sunt în spațiu public, le poate verifica orice. Mulțumim! Mulțumesc!